FCRG joacă duminică de la ora 12 pe teren propriu cu Gaz Metan Severin. În penultima etapă din cadrul actualului sezon, este practic ultimul meci susținut în fața propriilor suporteri. Sunt matematic, rămân pe locul 3, deci nu mai poate să pierdă locul 3. Iar noi vom încerca să, exact cum ne-am propus ultimele 3 etape, să jucăm cu jucătorii care au jucat mai puțin și cu jucătorii care nu au evoluat deloc. Mă refer aici la jucătorii tineri. Eu sper că va fi un joc bun din partea noastră, pentru că la ultima partidă de la Alba Iulia au rămas puțin datori și cred că vor face absolut totul să merite acest tricou al lui FC Argeș. E o partidă dificilă, cu o echipă foarte bună, nu? O echipă matură, o echipă cu potență din toate punctele de vedere. O echipă care și-a dorit cu adevărat să joace în Liga 1. FC Argeș nu va conta jucătorii cu experiență nici în partida cu echipa din Severin. Viorel Dumitrescu își dorește să vadă la lucru toți jucătorii din lot, tocmai pentru a ști pe cine contează și în campionatul următor. Asta e ideea până la urmă, nu? Să vedem pe cine ne putem baza în continuare de la vară. Așa cum am spus, chiar dacă este dureros, dacă merită să îmbrace tricoul FC Argeș. Stănescu se pare că are un șold dislocat la meciul cu cu Alba Iulia. În rest, accidentări ușoare. Mă refer la Popa, la Ivonică. Al Violeții se află pe locul 9 în clasament și este greu de crezut că îl vor părăsi, în contextul în care, pe lângă meciul de duminică, mai au și o deplasare grea la UTA.